antes habiten, veramo per venire per vita per noi nostro in Cristo. Amen. Dominus vobis cum. E tu spirito tuo. Sursum ordate. Amen. Gratias habemus, Domino Deo nostro. Verdicum et justum est. Et crimen salutare nos fidis ate pater semper, et ubique gratia agere, per filium directionis tu erisum Christum, per puntum, per pot puntam existi, quem sisti nobis salvatore et redentore, incarnatum de Spiritu Sancto, et ex vie divinatum, qui voluntatem tuam ad intens et populum tibi sanctum, aquires extendit manus cum patericum, ut mortem solvit et resurrectione manifestat. Honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Because it temporum charo, Jose, Cristelli, Toni, Caccia, Sali, Anima, Cosme, domnule primar, onorată audiență, invitați din Polonia, aș vrea să adresez un gând de mulțumire preotului Kuklis Gabor și colegului Joža Nandor pentru ospitalitatea de care au dat dovadă astăzi, primind acest grup de polonezi cu care în acest weekend am încercat să reconstituim o parte din istoria noastră, din istoria orașului, din istoria țării, a celor trei țări, de fapt, România, Polonia și Ungaria. Am pregătit în această dimineață o surpriză. O surpriză care a venit azi noapte de la Ambasada Poloniei și este un gând pe care Excelența sa, domnul ambasador al Poloniei, Marcin Wilczek, dorește să-l transmită astăzi. Voi da citire în limba română mesajului Excelenței sale, ambasador al Poloniei în România. Ambasada Republicii Polonia la București. Domnului Septimiu Cătălin Turcaș, primarul orașului Șimleu Silvaniei. Stimate doamne, stimați domn, vă rog să primiți salutul meu cordial și mulțumirile pentru celebrarea aniversării a 483 de ani de la nașterea lui Ștefan Batori, principe al Transilvaniei și rege al Poloniei, conducător și reformator strălucit. Figură importantă în istoria celor trei popoare, polonez, ungar și român. Mulțumesc autorităților din Șimleu Silvaniei pentru implicarea lor în organizarea acestui eveniment. Sunt mișcat să văd fluturând astăzi, deasupra cetății Batori, steaguri poloneze contemporane și istorice. Mă bucur de asemenea că ceremoniile de astăzi au primit sprijin din partea autorităților poloneze, Comandamentul Garnizoanei Varșoviei și Ministerul Apărării Naționale al Poloniei, care a oferit sprijin material, fiind și patron onorific. Îi salut pe toți cei care vor participa la recrearea evenimentelor istorice, care vor lua parte la parada și la bătălia din ruinele castelului. Este datoria noastră, a tuturor, să păstrăm vie memoria trecutului glorios al țărilor noastre și, datorită unor evenimente, unor asemenea evenimente și datorită implicării dumneavoastră, se consolidează identitatea popoarelor noastre și odată cu ea slava eroilor precum cel care a fost pentru noi toți Ștefanul Batori. Îi salut cordial pe toți participanții la sărbătoarea de astăzi și vă doresc să petreceți o zi memorabilă. Cu respect, semnează Marcin Wilczek, ambasador al Republicii Polonia la București. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie. Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie Państwa i dziękuję za upamiętnienie 483. rocznicy urodzin Stefana Batorego, króla księcia Siedmiogrodu i króla Polski, wybitnego wodza i reformatora.
ważnej postaci w historii trzech narodów, polskiego, węgierskiego i rumuńskiego. Dziękuję władzom miasta Silva i Silvanej za zaangażowanie w organizację tego wydarzenia. Jestem wzruszony, że dzisiaj na Zamku Rodowych Natorów powiewają polskie współczesne i historyczne flagi. Cieszę się również, że uroczystość zyskała wsparcie władz polskich, dowództwa garnizonu Warszawa oraz Ministerstwa Obrony Narodowej Rzeczpospolitej Polskiej, które udzieliło patronatu honorowego oraz wsparcia materialnego. Pozdrawiam wszystkich twórców wydarzeń, którzy brali udział w paradzie i bitwie na ruinach zamku. Zadaniem nas wszystkich jest utrwalanie pamięci o chlubnej historii naszych krajów, a dzięki takim wydarzeniom i dzięki Państwa zaangażowaniu utrwala się tożsamość naszych narodów, wraz z nią pochwala bohaterów takim, jaki dla nas był Stefan Batory. Wszystkich uczestników wczorajszych obchodów serdecznie pozdrawiam i życzę Państwu niezapomnianych wrażeń. Z wyrazami szacunku Marcin Wilczek, ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Bukareszcie. Aș vrea să mulțumesc și cercetașilor pe care îi văd aici și mă bucur că ni s-au alăturat astăzi. Am rugămintea ca după ce husarii polonezi vor primi binecuvântarea din partea preotului, să ne soțiți să depunem o coroană de flori la bustul lui Ștefanus Batory, ca un omagiu adus lui și acelor 483 de ani scurși de la nașterea lui. Vă mulțumesc. Irgalmas Istenünk, akik Izrael fiait száraz lábbal vezette át a tengeren. A fiathoz érkező mágusoknak pedig csillag vezetésével mutattál utat. Segíts meg testvéreinket, és adj nekik sikeres utat, hogy oltalmaddal és kíséreteddel minden baj nélkül eljussanak oda, ahová igyekeznek, és végül boldogan juthassanak el az örök üdvösség kikötőjébe Krisztus a mi Urunk által, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Do Polski, za Twoim żywotem.
Poszli. Uwaga na druty. Zona noastră a fost o epidemie mare de ciumă. The black disease was here during this year. Tenis na pamiątkę epidemii dżumy. Czy orașul scăpa de ciumă. And the city was saved by this disease. Și în cinstea acestui lucru. And for this aspect that the city was saved. S-a ridicat acest monument, Sfânta Treime. Dacă vă uitați, Sfânta Treime. Dżuma tu nie dotarła i z tego względu postawiono ten pomnik, że miasto zostało ochronione. După ce am reabilitat parcul. After we renovated the park. În 2009. In 2009. Cu ajutorul unei asociații din Chimleu. With the great help of one of the associations in Chimleu. Am reabilitat și această acest monument. And rehabilitated also this monument. Cel care a avut inițiativa și s-a ocupat a fost domnul Erdei cu care s-au întâlnit ei. The one that owned the idea to renovate this was Mr. Erdei, the guy from the church with the group of kids. W 2009 tutaj ten park uporządkowano, odrestaurowano i również ten pomnik przy wsparciu jednego ze związków, które tutaj działa. I pomysłodawcą tego odnowienia, rekonstrukcji i tak dalej był ten chyba Węgier, który przewodził tym dzieciom, które śpiewały w kościele. I would like to thank you, all of you, from the bottom of his heart for what you've done for us these days. Și am speranța că și în anul viitor și în următorii ani veți fi aici, indiferent cum. And eventually we have the hope that next year and the years to come we will see you here back in Chimleu. Și să stați mai mult, să vă putem arăta mai multe. Sunt locuri frumoase în zona noastră. And for sure you will come for a longer period than these 2 days from the beginning. Na wstępie pan prezydent z głębi serca dziękuję za nasze przybycie, za to całe przedsięwzięcie. I ma nadzieję, że w przyszłym i w kolejnym roku, pewnie i na dłużej, jeśli chodzi o pobyt tutaj, będziemy tutaj przybywać. Dziękujemy bardzo. Multum est cum. You make wonderful work. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. We are very thankful for your hospitality. Yes. You impressed us, how we could feel here, what you've done, how was the program, everything. And you can be sure that we will come, not once again. I hope next year we can see another citadel. The upper. Yeah, because we start the reconstruction. Reconstruction. W przyszłym roku będzie trochę odbudują tą cytadelę. Więc tym bardziej będzie po co iść. Niech plac do pokazów podniósł, taki bez kamieni. Tak, już o tym wiemy, żeby... In 26 September we put the project. It's a European project. And wonderful. For rehabilitation. I hope to... the project is million euro. For citadel or castle? For the castle. Castle. No, 5 milionów euro będzie załatwiają na odrestaurowanie zamku Batorego, przynajmniej częściowo, według tam projektów, które są bardzo fajne. I... No właśnie. Okay. All the best and... Once again, thank you very much. Thank you very much. Bye bye.